Bună ziua, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție BZI Live. În Maratonul de Promovare a Tinerilor Artiști Ieșeni o avem invitată astăzi pe Katy Ciobotariu, o tânără interpretă de muzică ușoară și populară și mai multe genuri muzicale. Discutăm astăzi despre cum a afectat pandemia de coronavirus activitatea sa profesională, despre proiecte, despre noul clip la care a lucrat recent și totodată despre cum intenționează să-și reia activitatea profesională. Bună, draga mea, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și mai ales apreciez că ai făcut tot efortul să ajungi la timp, că știu că tu vii direct de la o cântare. Bună dimineața, cum te simți? Bună dimineața, că eu abia m-am trezit, să zic așa. Da, într-adevăr a fost un pic cu peripeții drumul până aici, să ajung la voi, dar iată că am ajuns, am dat Domnul și am ajuns cu bine. Mă întrebai despre despre cum a afectat pandemia. Ce să zic, meseria pe care o am eu, pe care o avem noi, cei din branșa aceasta, a fost într-adevăr afectată. Pentru că evenimente nu mai sunt, pentru că lumea reacționează, știi, lumea este rezervată în ceea ce privește situația de astăzi. Și deocamdată... Ați început cântările? Aseară a fost primul eveniment la care am participat, bineînțeles în condițiile impuse de toată situația asta cu pandemia, cu respectarea normelor de distanțare socială, a fost un pic ciudat, să zic. Ciudat, oamenii, da, rezervați. Da. Da, da. I-am simțit rezervați, temători, adică, da, chiar păstrau distanța. Ieșeau pe rând, pe rângul de dans, adică s-a simțit. Și cumva nu a mai fost aceeași poftă de viață, să zic. Tu ai mai fost odată invitată la noi în emisiune cu băiețelul tău, da, cu David, care între timp s-a înscris la Colegiul Național de Arte din Iași. Ce mai face el? Cum se mai simte? El este foarte bine, este foarte încântat de faptul că a reușit să intre la școala de muzică. Încă suntem este incertă situația și nu vom ști în ce condiții se vor desfășura orele de curs începând din toamnă. Supoziții sunt din toate părțile, știi? Cum că s-ar putea să fie iar online, să facă școala online, ceea ce ar fi foarte dificil pentru el. A fost și așa destul de greu pe timp de pandemie, când au trebuit să facă cursurile online. Având un singur învățător, și așa a fost greu. Acum, în condițiile în care vor fi profesori, mai mulți nu-i cunoaște, va fi destul de greu. Sperăm totuși să nu fie așa, să meargă la ore zi de zi. Te muți la Iași? Da. Da, mă mut. Abia aștept. Katy, cum ai descoperit tu pasiunea pentru muzică? Și care a fost traiectoria ta în muzică? Cum spuneam și în emisiunea precedentă în care am fost, de când, încă de mică, am fost pasionată de muzică. Cum spuneam, peste tot pe unde eu ajungeam, mă puneau să cânt, fiind eu un copil așa micuț și toată lumea trăgea de mine să cânt. Îmi plăcea, eu cum să zic, mă simțeam important acolo, mă simțeam în centrul atenției și am zis, clar, acesta este drumul pe care trebuie să merg, pentru că senzația pe care o aveam atunci, știi, muzica cumva impune trăiri, emoție, știi, iar eu le simțeam. Și atunci mi-a fost ușor să-mi dau seama că acesta este drumul meu. Povestește-ne despre ultimul clip pe care l-ai filmat la Iași, despre piesă, despre filmarea videoclipului. Da, trebuie să spun că deocamdată tot ce am făcut până acum au fost cover-uri. Da, cu mare drag am filmat și am făcut această piesă, pentru că este o piesă care îmi place foarte mult, e o piesă așa mai de suflet. E o melodie populară? Sau? Nu este populară, duce cumva în zona creștină, să zic. Este foarte, foarte drăguță. O să urc pe YouTube astăzi, nu am reușit. Abia seara a fost finalizat clipul și nu am reușit, fiind la eveniment, nu am reușit să urc piesa. Da, a fost foarte interesant modul în care a fost creat această, în care am făcut clipul la piesa asta. Cine ți-a scris piesa? Nu este piesa mea, este cover. Nu știu, trebuie să recunosc că nu știu exact cui aparține piesa asta. O cântă foarte multă lume. Cum se numește? Se numește Din tot ce adună omul în grabă. Ce tare! Da, uite, are niște versuri foarte, foarte interesante care ajung așa la suflet. Pentru că tu ai făcut tot posibilul astăzi să ajungi în platoul nostru și pentru că ești un artist dăruit, noi ți-am pregătit o surpriză. Ți-am pregătit o surpriză pe care am să o rog pe colegii mei să o pregătească. Vei vedea, iar urmăritorii noștri vor avea șansa să o vadă și ei. Nu am să spun deocamdată despre ce este vorba. Nu te emoționa foarte, dar e de bine, e de bine. Până va fi gata și voi primi anunțul de la colegii mei că suntem gata să vizualizăm această surpriză. Spune-ne ce ai simțit tu în momentul în care ai filmat pe străzile Iașiului a doua ta casă, pentru că în curând te vei muta la Iași. Trebuie să spun că este o senzație aparte. Tu să-ți vezi de treaba ta, cum ar veni, și ceilalți din jur, trecătorii, să se oprească, să te admire, să... E o senzație foarte, foarte frumoasă. Cred că, de fapt, asta este reversul, știi? La toată munca, la tot efortul, la tot... Când vezi că oamenii se opresc în loc pentru tine, chiar dacă pentru scurt timp, chiar dacă doar admirau. Unii nu înțelegeau ce se petrece acolo, alții... Au venit, mă întrebau la un moment dat cum se numește piesa, că au stat până la final. Noi am petrecut câteva ore acolo. Pe unde ai filmat? Pe ce străzi? Pe Lăpușneanu. Da. Da, este foarte fain acolo. Îmi pare rău că nu putem vedea clipul, că e foarte frumos. Să-mi spună colegii mei dacă suntem gata să... Da? Deci, draga mea Katy, în premieră astăzi vom vedea noul tău clip. Am vorbit cu regizorul clipului care ți-a pregătit această surpriză. Urmăritorii noștri vor avea șansa să-l vadă în premieră, iar noi îl vom vedea pe ecranul acela. Te-ai întrebat măcar o dată că tot ce adun cu atâta grabă este al tău cu adevărat. Te-ai întrebat măcar o dată că tot ce adun cu atâta grabă este al tău cu adevărat. Nu vezi că tot ce adună omul rămân de el cât de curând. Și tot ce ai strâns cu lăcomie se spulberă ca pleaba-n vânt și n-ai să duci. draga mea, de surpriza noastră. Mulțumesc tare mult, că am înviat acum. Nu mai trebuie nici cafea, nici nimic. Și bineînțeles că mai avem și alte surprize pentru tine. E fain aici la voi, mă. Te mai așteptăm. Tot din partea producătorului avem un dar pentru tine și o veste foarte bună, spun eu. Ia uite. Ce drăguț! Uite, am să-l pun aici pe masă. O ocazie tare mult. Ia uite ce buchet aici. Da, e superb! A fost foarte încântată de colaborarea cu tine și a zis că crede foarte tare în talentul tău și în potențialul tău și cu această ocazie a discutat cu un producător și în curând vei avea prima ta piesă. Ce nu vei mai ziua mea, nu e nici Crăciunul. Nu vei mai registra de acum cover-uri, vei avea propriile piese. Mulțumesc tare mult. Nu știu cum să reacționez acum. Da, mulțumesc. Cu drag. Ia uite ce buchet frumos de flori. Da, este super. Deja pe pagina noastră de Facebook au apărut foarte multe aprecieri în legătură cu piesa ta și în legătură cu prestația ta. Da, mă bucur tare mult. Mă bucur tare mult că oamenii reacționează așa. Este feedback-ul de care am nevoie, practic. Să ne întoarcem la evenimente. Tu faci parte și dintr-o formație. Cum se numește formația? Acord, din Huși. Și anul acesta ai amânat evenimentele pentru anul viitor și presupun că te vei și aglomera anul viitor. Într-adevăr, situația asta care s-a creat a fost... din cauza ei a fost necesar ca evenimentele să fie amânate. Acum restaurantele, bine știm, nu sunt deschise. S-au amânat mai toate spre anul următor. Cam câte evenimente veți avea așa pe weekend? Nu aș putea să spun, dar cred că nu voi cam sta pe acasă niciun weekend, așa, știi? Vei cânta joi? Pentru că s-au decalat toate, s-au dus. Dacă, de exemplu, spre exemplu, sezonul, să zic așa, începe de după Paște. Ei, anul următor nu va mai începe așa, pentru că o parte din ele s-au dus și pe lunile de iarnă. Neavând restaurantele fiind toate ocupate, nu au fost săli disponibile ca oamenii să-și facă evenimente și au fost nevoiți să le mute pe lunile de iarnă. Aseară ai cântat la un eveniment. Cum este pentru un artist să vadă din afară un eveniment așa cu distanțare, cu, știu eu, s-au purtat poate și măști? Da, au fost și persoane care au purtat măști. E puțin ciudat, pentru că în momentul în care îți organizezi un astfel de eveniment, se presupune că ar fi o sărbătoare, o zi de bucurie, de veselie, de... Nu spun că au fost și oameni care s-au distrat, care s-au simțit bine, care au petrecut, doar că s-a simțit cel puțin din punctul meu de vedere, eu așa am perceput. Că oamenii păstrează cumva distanța și sunt temători în ceea ce privește, știu eu, virusul ăsta. De cât timp faci parte din formația în care activezi? Păi, cred că fac 13 ani. E prima formație în care ai cântat? Nu. E prima care e longevivă. Și sper și mă rog lui Dumnezeu să țină tot așa. Câți membri aveți? Noi suntem 5. Nu am dormit decât 2 ore, trebuie să mă crezi. Da, suntem 5 membri. Și înainte de a intra în această formație, ai cântat în mai multe formații, așa ți-ai cumulat experiența profesională. Da, am colaborat cu mulți colegi de-ai mei, însă nu am rămas nici într-un loc. A trebuit să parcurg așa niște etape, să spun, până să mă așez. De la ce vârstă cânti în formații, adică la evenimente? Cred că eram în clasa 5-a, când am fost la primul meu eveniment. Și dacă spun povestea, o să râzi. Eram un unchi de-al meu și el cântă. Și cu el a fost prima experiență de genul ăsta. Abia așteptam, nu prea știam așa ce se petrece acolo, eram foarte nerăbdătoare. El a contractat evenimentul respectiv și a zis la un moment dat că am și o solistă, va veni și cineva, o fată cu vocea să cânte. Iar eu eram, uite și acum nu sunt o fire așa prea mare, eram și atunci micuță, în clasa 5 eram un copil practic. Și eram foarte timidă, foarte rușinoasă, nu știam dacă o să mă descurc, aveam și eu, nu știu, 2-3 cântecele acolo care trebuia să defilez noaptea aia. Și am ajuns noi la sala acolo și la un moment dat a venit Mirele, Mireasa, au venit, ne-au întâmpinat și îl întreabă la un moment dat întreabă băieții, da? Spuneați că aveți o fată, că o să vină o fată să cânte. Și păi ea e. Și eram micuță acolo, mă dădeam după el, mă ascundeam. Dar pentru mine a fost o experiență de neuitat, adică am să o țin minte toată viața, emoția aia pe care am trăit-o, felul în care mă priveau oamenii, pentru că să mă exprim așa pe vremea aia, nu că aș fi nu că ar fi foarte de mult, dar în orice caz nu prea erau fete care cântau. Știi? Și atunci când m-au văzut pe mine un copilaș așa micuț și am cântat, eram rușinoasă, timidă, dar în același timp și țâfnoasă așa, adică știi, am pus-o pe microfon, încrezătoare, am zis, fie ce-o fi, trebuie să cânt, trebuie să știu melodia, trebuie să... Da, a fost o senzație, un moment pe care nu o să-l uit. Și de atunci ai început să cânti la evenimente? Da, și de atunci... cred că a mai fost așa un an în care era încă vocea în schimbare, eram un copil, nici nu era în regulă ca eu să cânt la astfel de evenimente, nici nu eram pregătită, că eram un copil, mergeam, cum ți-am zis, știam câteva cântecele. Și ușor, ușor am început să le învăț, îmi plăcea, mi-era drag să stau, imediat după școală, în terminal, eram foarte, cum să zic, mă îngrijeam de lucrul ăsta. Știam că trebuie să merg la școală, veneam dimineața, îmi făceam repede temele și imediat să-mi scot cântecele, să le învăț, știam versurile pe de rost, știam, adică eram îmi plăcea. Cum vedea Katy, artistul, acest tip de evenimente în clasa 5-a și cum vede Katy, artistul, evenimentele acum? Cum manageriază Katy emoțiile acum și cum poate se lăsa doborâtă câteodată la început de aceste emoții? Având în vedere faptul că eu am crescut într-un mediu rural, este puțin diferență între ce era atunci și ce este astăzi. Pe vremea aia, noi ca și artiști, nu eram, adică, nu știu cum să mă exprim. Oamenii nu ne vedeau ca pe cineva atât de important la evenimentul lor. Pe când astăzi, dacă stau să mă gândesc, că suntem așteptați, suntem bine, având în vedere și avantajul ăsta că ne putem promova și că lumea poate ști despre noi. Pe vremea aceea nu era, nu știa, se auzea așa de la unul la celălalt că este o fată care cântă. Aș vrea și eu să vină să cânte la nunta mea, dar cum dau de ea? Cum? Și era un pic mai dificil. Iar oamenii pe vremea aia cum să zic, evenimentele erau grele și oamenii erau un pic mai rigizi. Da, cred că da. Nu prea conta ce le cânti, nu, iar cum am zis, la țară lumea nu știa să zic, așa, nu aveau cultura asta adică dacă te duceai cumva spre zona de muzică ușoară mai mult sau deja începea, băi, ce e asta? Suntem la nuntă, cântă, hora, sârbă. Exact. Da, pe când astăzi nu se mai întâmplă astfel de lucruri. Deci, practic, e mai apreciat artistul acum decât înainte. Da, suntem cu mult mai apreciați. Adică este apreciată munca noastră și Dacă înainte, acum, nu știu, 15 ani, să nu zic mai mult, dacă acum 15 ani nu prea conta ce le cânti, să spun așa, pentru că noi nu contam, așa am văzut eu nu știu, cu scuzele de rigoare, dacă nu vreau să se înțeleagă greșit. Așa am perceput eu atunci. Astăzi nu mai este așa. Oamenii sunt atenți la ce le cânti, oamenii sunt atenți la, uite, la modul în care ne îmbrăcam cu toții. Este diferență de la cel la pământ, adică nu prea se punea preț, nu se punea accent pe felul în care arătam sau... Și poate că și de asta, știi, cred. Poate acum și de asta am observat că interpretele vocale care activează la evenimente își adoptă ținute extrem de extravagante, câteodată arată chiar mai bine decât nuntașele. Da, știi, se spune că dă bine așa. Se investești mult în ținute pentru evenimente? Destul de mult, pentru că trebuie să te îngrijești de toate. Ești de ținute, de make-up, de păr, de... Nu. Trebuie să-ți faci make-up-ul de fiecare dată la un profesionist sau ai învățat să te machiezi singură? Cred că am învățat să le fac pe toate singură. Și astăzi nu mai merg. Merg doar dacă filmez ceva sau dacă necesită o mai multă atenție, să zic. În rest, am un curs de bază de make-up să știu toți pașii pe care trebuie să-i parcurg un make-up artist ca să arate cineva la un eveniment, să arate altfel, știi, nu ca în viața de zi cu zi. Am făcut și curs de unghii ca să pot să fac unghiile singură, părul îl fac singură, deci mă descurc așa. Nu mai merg astăzi la salon, nici nu mai... M-am obișnuit să mi-l fac singură și îmi organizez timpul în așa măsură să nu mai fi nevoită să fac drumuri la saloane. Noi, oamenii obișnuiți, ne bucurăm de prestația unor artiști la evenimentele la care participăm, dar puțin dintre noi cunosc faptul că vă trebuie de fapt mai multe zile să vă recuperați după un astfel de eveniment. Ce înseamnă să cânti, să zicem, de la 8 seara până a doua zi dimineața, știu eu, la 6-7? Da, într-adevăr, recuperarea, să zic așa, necesită mai mult timp. Nu este ca și când ai plecat 8 ore la serviciu de dimineață și te întorci după cele 8 ore. Iar o noapte pierdută se resimte, organismul îl dai peste cap, nu mai ai somnul regulat, mesele nu mai sunt regulate și atunci, clar că oboseala își spune cuvântul. Ce faci dacă ai eveniment vineri, sâmbătă, duminică? Ce să fac? Mă înarmez așa cu multă... Nu, este... Te obișnuiești cu lucrul ăsta. Dacă te uiți pe agenda și vezi că ai vineri, sâmbătă, duminică, deja psihicul ți l-ai pregătit pentru faptul că va trebui să pierzi alea 3 nopți. Și nu mai este greu. Adică eu nu văd. Nu resimt după. După alea 3 nopți, vreo 3, nu răspund la niciun telefon. Adică sunt absentă din peisaj. E foarte bine că voi restul săptămânii îl aveți liber, practic, să zicem luni, marți, miercuri, joi. Eu da, eu îl am liber. Bine, eu acum sunt liberă. Liber profesionist. Exact. Da, eu pot să spun că sunt o norocoasă. Am și colegi care au și alte activități sau care au business-uri și atunci pentru ei este un pic mai greu. Pentru mine, eu mă recuperez, stau o săptămână și aia e. Bine că acum a crescut și copilul și poți să te bucuri. Da, adevărat, adevărat, da. Da, este o grijă în minus faptul că el... O grijă în sensul acesta că, uite, de exemplu, eu plec la eveniment sau oriunde aș pleca. Am toată încrederea că el stă cu micior acasă, că... Nu-mi fac niciun fel de grijă. A crescut, este responsabil. Câți ani are? Face 11 ani, peste 3 zile. Mulți înainte. Mulțumesc. Vreau să discutăm astăzi, Katy, și despre o altă latură artistică a ta pe care am observat-o pe pagina de Facebook, că tot expui diverse fotografii în care pictezi, în care desenezi. Da. Cum ai descoperit și cealaltă latură? Mă bucur că ai deschis subiectul ăsta, să zic așa. Am ocazia să-l fac public, cum s-ar spune. Da, uite, pe timp de pandemie, pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că există și latura asta în viața mea, să spun așa. Nu pictez de foarte mult timp, am vreo câțiva ani de când mă pasionează lucrul ăsta. În schimb, pe timp de pandemie, cum spuneam, am descoperit desenul în creion și sunt fascinată de ceea ce pot să fac. Îmi pare rău că nu am adus, nu știu, 2-3 lucrări să ți le arăt. Asta de fapt pe mine m-a ajutat. Eu m-am ajutat, m-am agățat de latura asta ca să pot să nu simt atât de tare statul ăla acasă, stresul, toată situația aia urâtă care s-a creat. Deci ai folosit arta ca pe o terapie. Da, chiar a fost o terapie. Am și cântat, am foarte multe filmulețe în telefon cu David, cântam prin casă. Adică încercam să nu resimțim atât, sau cel puțin el să nu se resimtă atât de tare, pe cât, după cum bine știi, pe la televizor non-stop și noi stăteam cu ochii acolo să vedem ce se întâmplă de la o zi la alta și David mereu auzea și cumva și lui dădea o stare incertă așa cu toată situația și cântam, am făcut de cap. Dar e foarte interesant faptul că la tine deja nu mai pare ca o simplă pasiune, adică o mâzgâleală. E cu adevărat o capodoperă. Desigur că am văzut, de-aia și deschis subiectul. Dacă știam că îl deschizi, aduceam. Deci să-ți arăt. Cei curioși pot intra pe pagina ta de Facebook și pot vedea acolo. Da, cu siguranță. Dar cum ai descoperit pasiunea aceasta? Te-ai apucat așa deodată să desenezi și a ieșit wow? A fost o întâmplare. A venit David acasă și m-a rugat să-l ajut la un proiect pentru școală. Și trebuia să facă un peisaj. El a ales să facă o mare. Și am zgălit el acolo, nu ieșea mare aia. Și la un moment a zis, mama, hai, te rog și mă ajută. Nu știu, nici tu nu știi, nici eu nu știu, dar din doi trebuie să iasă mare acolo. Și atunci am luat pensonașul în mână și am mâzgălit. Am văzut că îmi place. Adică a fost o chestie și a zis, mâine merg să-mi iau și eu, vreau și eu să fac o mare. Am zis la fel. Și am făcut o mare, dacă ți-a marea mea, eu am rămas, nu-mi venea să cred că am făcut-o eu. Adică și de atunci, nu știu, cel mult 2 săptămâni mi-am achiziționat tot ce a fost necesar, mi-am luat șevalet, mi-am luat trusă, mi-am luat tot. Și de atunci nu prea mă dezlipesc, am câteva exemplare acasă, așa. Și te gândești să dezvolți și mai mult latura aceasta? Mi-aș dori, pentru că mă pasionează, adică am atâta răbdare, felul meu nu este așa. Adică eu sunt agitată, acus aici, acus acolo, nu am stare. În schimb, dacă mă pun îmi dai pensonul în mână și îmi spui, uite, până nu termin, eu încă stau și în plus, adică în sensul ăsta că îmi place foarte mult. Stau acolo, mi se pare că mai trebuie adăugat, mi se pare că aia nu e așa. Adică am răbdare. Am răbdare și da, recunosc că îmi doresc să dezvolt latura asta, de ce nu? Pe lângă asta, din ce mi-amintesc eu din interviul precedent, tu ne-ai povestit că nu ai la bază studii de specialitate în muzică și iată că nici în pictură și cu toate astea le exerciți foarte bine. Cu muzica, știu că rămăsese cumva în discuție că ai vrea să faci studii superioare. Acum mai ești? Trebuie să recunosc că eu nu m-am îngrijit. Nici acum nu m-am îngrijit. Am fost prinsă, să zic așa, a trebuit în primă fază să-l așez pe David și am zis că el este important, drumul lui este cel mai important, este o prioritate astăzi. O să trebuiască să văd, clar, venind la Iași, stând aici, trebuie să găsesc o soluție să nu rămân, așa cum am spus în emisiunea precedentă, să nu rămân la nivelul ăsta. De ce? Totuși, că vocea ta e lucrată, se vede că e așezată. De ce ți-ar mai trebui? ți-am zis, ar fi o satisfacție personală, da. Cu siguranță m-ar ajuta, pentru că, clar, voi învăța elemente noi acolo. Doar că, uite, să știi că am mai avut discuții cu colegi, cu oameni care au făcut conservatori și la fel m-au întrebat și ei, de ce trebuie conservator? Pierzi cumva 4 ani, nu că ne învățăm nimic, exclus, nu gândesc așa că nu învăț nimic, doar că nu ar fi o schimbare radicală, să zic, la mine. Te prinzi, iar examenele sunt foarte grele, din ce știu. Da, am auzit și aspectul ăsta. Nu. Spune-ne, draga mea, știu că nu te-am anunțat, te-am luat prin surprindere cu foarte multe noutăți, cu surprize, cu flori. Știu că ești obosită și că ai venit de la un eveniment, dar cu toate acestea tot nu te pot scăpa de o prestație așa a capela. Da, nu mă pui să cânt. Deci nu știu ce să cânt la ora asta. Ce vrei tu? Uite, poți să ne cânti un fragment din ultima ta piesă, dacă vrei. Piesa pe care a rulat, da, în timp. Da, o să încerc să-ți cânt un mic fragment din ea, deși acum o să mă apuc și eu, o să fiu așa, cum face toată lumea, știi? Sunt răgușită, nu pot. E dimineață, știi, am avut niște treabă de dimineață. Da. Am băut oul. Da, o să încerc cu scuzele de rigoare pentru cei care ne urmăresc. Din tot ce adună omul în grabă și-ai vrea să fii tot mai bogat, te-ai întrebat măcar odată că tot ce aduni cu atâta grabă este al tău cu adevărat. Te-ai întrebat măcar odată că tot ce aduni cu atâta grabă este al tău cu adevărat. Dragă de tine, pare rău că te chinui. Nu mă chinui. Foarte tare. Aia e. Eu observ că vocea ta e foarte așezată, din ce mă mai pricep eu, e foarte așezată și ai acel trilu-lilu specific muzicii populare românești. Da, se învață astea sau sunt native? Tu cum le-ai simțit? Au venit din prima? Nu, n-au venit din prima la mine. Eu l-am dobândit pe parcurs. Multe nopți pierdute, mult cântat. Asta, nu cunosc o tehnică anume, iar dacă mai, de exemplu, dacă mi-ai spune să-ți arăt, nu aș ști cum să o fac. A venit treptat. Ai descoperit-o, ai fost un foarte bun pedagog, cred. Cred că da. Cum te pregăteai tu acasă, fără un profesor, pentru evenimente? Să știi că nu de fiecare dată mă pregăteam, spre rușinea mea, să zic. Uneori n-aveam timp, alteori... Nu știu, ori prin mașină dacă plecam în deplasare sau nu am acordat o atenție, o importanță atât de mare încălzirii, deși este foarte importantă. Până acum ceva timp, ți-am zis, nu mă pregăteam deloc, mergeam la eveniment și m-am cam de cântat. Total greșit. Acum, nu știu, de exemplu, când îmi fac make-up-ul acasă, îmi pun muzica să cânt și eu, țin note lungi, ca să pot ușor să-mi încălzesc gâtul. Care e visul tău cel mai mare, Katy? Visul meu? Am multe. Pe plan artistic? Îți dai seama că cu toții ne-am dorit să urcăm trepte cât mai sus, pe toate planurile, să spun. În ceea ce privește ajută-mă. Cariera. În ceea ce privește cariera, am început colaborări. Să mă laud un pic așa. Am început colaborări cu diferite persoane faine și abia aștept să nu mai fac cover-uri, știi, să vin cu piesele mele proprii. Este în proiect, este în lucru. Ne poți dezvălui cu cine anume? Nu aș vrea să o fac. Nu, deocamdată nu, pentru că eu merg pe principiu întâi fac și după aia spun. Pentru că dacă se poate întâmpla orice și nu știu, rămâne undeva la jumătatea drumului și atunci eu am venit deja și am spus că fac și nu am făcut. Spre ce gen muzical te îndrepti cel mai mult? Care ți-e cel mai aproape de suflet și care vrea să-l cuprinzi în proiectele tale de viitor? Să știi că nu am un gen muzical mai de suflet, să spun, pentru că trebuind să le îmbrățișez pe toate, cumva am ieșit din zona asta, știi, de apropiere către ceva, pentru că eu trebuia adică să le împart, să le împac pe toate, știi, da. Să știu să le cânt, să știu să le ascult și atunci nu mai există o zonă, îmi plac toate, adică depinde de starea pe care o am sau în funcție de starea pe care o am, adică îmi poate fi dragul și o, nu știu, piesă de muzică populară, de exemplu. De ce nu? Dacă are versuri frumoase, dacă are o linie melodică care intră la suflet, o ascult cu drag. Dar în proiectele acestea despre care vorbești, ce gen muzical vei aborda? Cred că aș vrea să fie combinate, știi? Dacă pot să le cânt în măsura în care pot să cânt și muzica populară și muzica ușoară, aș vrea să am călăbărări din toate părțile, să zic, știi? Să-mi fac și piese de muzică populară, să-mi fac și, nu știu, dance, știu eu ce se ascultă prin cluburi, mi-ar plăcea o colaborare cu cineva așa. Iată că videoclipurile tale te fac să fii remarcată și că producători de acum încep să te caute. Din ce am înțeles eu, ți se vor propune niște piese de muzică ușoară. Abia aștept. Stilul Ana Lesko, așa cum s-a exprimat. Da, îmi place. Da? Te vezi cântând asta? Da. Te-ai gândit vreodată? Spune. Fusese, mă scuz că te tot întrerup. Înainte de pandemie, făcusem deja planuri, luasem cumva legătura cu cineva să fac o piesă, să merg într-o destinație de-asta exotică, să filmăm, doar că a rămas acolo. De asta spun că nu aș vrea să dezvălui acum mai multe amănunte, pentru că e posibil, cum nimic nu mai este o certitudine, e posibil să nu ajung la final și atunci... Când o să am piesa în mână, promit că vin la tine în prima audiție. Te-ai gândit să pleci la București? Nu, și data trecută ți-am zis. Nu. Doar așa când îți scoți o piesă proprie și nu mai e cover, intenția e să o faci publică, să o trimiți la radio, să o trimiți la televiziune. Asta este și intenția mea, doar că nu, clar îmi doresc să urc, dar îmi doresc să urc atât cât rămân în zona mea de confort. Nu vrei să ieși din zona? De ce? Nu, pentru că cumva cunosc că pot spune că sunt o persoană publică, da? În zona în care sunt eu. Și atunci e destul să cunosc sentimentul ăsta la un nivel mic, știi? Să pot să-mi dau seama cum ar fi să fiu la București, de exemplu. Și nu mi-aș dori, adică vreau să am viața mea privată, vreau să mă bucur de toate lucrurile astea frumoase, pentru că cei mai mulți cumva au ajuns la o notorietate, dar și-au pierdut libertatea, viața lor personală. Iar eu nu-mi doresc lucrul ăsta. Dar mulți se gândesc, dar se câștigă mai mulți bani dacă pleci la București. Tu reușești să te întreții din pasiunea ta pentru muzică? Până să vină coronavirus. până să vină toată situația asta și așa, nu m-am plâns niciodată. Nu m-am plâns. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că eu, într-adevăr, mă pot întreține și îmi pot asigura un trai decent prin veniturile pe care le am din cântat. Și perioada asta presupun că ai avut strânse niște economii de ai reușit, neavând adevărat, un alt job. Adevărat, dacă nu aș fi avut strânse, ar fi fost urât. Ar fi fost foarte greu. Am norocul, să zic așa, că sunt... Stringătoare, la saltea. Da, păi la saltea de pe acum. Mă consider... Sunt echilibrat în zona asta și de aceea nu am resimțit atât de tare. Uite, propunerile sar și de pe pagina de Facebook. Cătălin Maxim are un studio meu, și a zis că întâi trebuie să vii la el în studio, că are o mare plăcere să lucreze cu tine. Da, mulțumesc tare mult, Cătă. Ia uite cum Katy sar producătorii. Ce crezi că te face atât de îndrăgită? Ce să spun? În general, oamenii aleg pentru evenimente formații în funcție cel mai mult de vocalist. Adevărat, da. Ce crezi că te face atât de plăcută? Nu știu... Nu știu ce să spun. Eu sunt modestă, nu vreau să spun. Eu sunt o fire modestă. Ce crezi? Nu, sunt o fire modestă și... nu știu, eu tratez pe toată lumea la fel. Nu fac niciun fel de diferență că a venit, adică pentru mine oamenii sunt în mod egal. Știi? Și cred că faptul că nu-mi cunosc limitele, că îmi văd de treaba mea, cum s-ar spune, știi? Faptul că eu îmbin toate genurile muzicale, știi? Că acum mai este și nu vorbim de bandurile astea de top, în care sunt foarte mulți membri, știi? Eu fac o comparație și o paralelă cu cei care funcționează la fel ca și mine, știi? Și atunci, îmbinând toate stilurile de muzică, e ușor să se uite cineva pe, nu știu, pe un videoclip sau, știu eu, pe o pagină de Facebook și așa, și să spună, da, uite, fata asta cântă și de aia, și de aia, și de aia. Ei, nu știu. Ai primit vreodată vreo ofertă să pleci din formația în care activezi de 13 ani? De multe ori am primit. Bianca. Și cum l-ai refuzat? Cum aș putea să-l refuz? Ce te ține? Se spune că oamenii care nu renunță, indiferent de ofertă, la joburile lor, înseamnă că sunt oameni care sunt satisfăcuți pe toate planurile, și financiar, și profesional. Ce te ține atât de strâns? Și chiar ne-ai spus la începutul emisiunii că îți dorești din suflet să rămâi alături de ei. Da. Păi, știi, este o vorbă, nu schimba niciodată un lucru care merge, știi? Eu am avut norocul, șansa să întâlnesc oamenii ăștia minunați, lângă care sunt de aproape 13 ani, zic acum, dacă nu greșesc. Îmi sunt și prieteni, suntem și colaboratori, suntem parteneri, suntem ca o familie. Și atunci, de ce aș da la schimb un lucru care merge atât de frumos și atât de bine, pe ceva ce nu am nicio garanție sau, știu eu, da, colaborări pot face colaborări, dar cum am spus, atâta timp cât merge, cât funcționează, nu văd de ce. Chiar dacă eu voi fi la Iași, sunt 100 de kilometri distanță, e simplu. Te gândești să-ți scoți un album propriu? Da, nu sună rău. Nu sună rău, da. Clar că este un vis. Pentru oricare dintre noi care activăm în domeniul ăsta este un vis să aibă propriu album. Dar văd că... Ar rămâne ceva în urmă. Din ce am observat eu în clipurile tale, cumva te îndrepti spre zona aceasta a muzicii bizantine, nu știu cum, inflexiunile, tematicile pe care le alegi. Știu că ai și o piesă despre bunica. Da. Ce te inspiră pe tine, Katy, de faci aceste piese și alegi să le cânti? Știi, de câte ori spun că, uite, aș vrea să mai fac o piesă. Nu am neapărat ceva în minte, să zic. Depinde de starea pe care o am. Și în momentul în care îmi vin stări din astea așa, pun mâna pe telefon și îl sun pe Cătălin și zic: Cătălin, vreau să vin să trag o piesă. Și atunci, uneori o alegem împreună, alteori spun: uite, aș vrea să cânt asta, aș vrea să... Doar că, așa cum am spus de la început, până în prezent am făcut doar cover-uri. Abia aștept să lucrez la piesele mele proprii, să simt așa că e al meu, e ceva al meu. Scrii versuri? Nu scrii? Asta tot pe Facebook ai văzut-o. Nu. Da, scriu și versuri. Și ai pregătit pentru viitoarele tale piese? Să știi, versurile pe care le-am eu scrise sunt, de fapt, sunt niște poezii. Sunt niște poezii pe care am descoperit că pot face lucrul ăsta tot în pandemie. Ce crezi? Tot pe timp de pandemie eu mi-am găsit ocupație. Știi vreuna pe de rost? Nu. Nu, din păcate nu. Aș putea să o citesc pe sigur, ia să te ascultăm. Până se pregătește Katy cu poeziile, vă reamintesc, dacă aveți întrebări, le puteți scrie pe pagina noastră de Facebook, iar eu îi le voi transmite invitatei mele. Să ascultăm și o poezie. Uite, am să-ți nu știu pe care să o... Mai un pic să o găsesc, pentru că nu le știu pe de rost. Nu e nimic. Oricum, astăzi a fost o zi extrem de plină și pentru tine. Cred că dormi bușteam după emisiune. Da, cu siguranță dorm vreo 3 zile. Uite, am ales-o pe asta. Se intitulează Fericirea se învață. Poți cere totul de la viață, dar nu poți ști cât vei putea primi, căci fericirea se învață și e un preț pe care îl vei plăti. Când unii caută averea și își vor un loc cât mai în față, nu te amăgi că știi ce e fericirea, căci fericirea se învață. Și se învață încă de la nașteri, când îi vezi chipul mamei și se face soare, că fericirea se învață, dar și că este trecătoare. Ce frumos! Mulțumesc. Foarte tare! Mulțumesc! Ce te-a inspirat să scrii această poezie, draga mea? Păi, știi tu... Și de ce e fericirea trecătoare? De ce e fericirea trecătoare? Pentru că fericirea este o stare și toate lucrurile trec. Fie că vrem, fie că nu vrem, toate trec. Și, ce m-a inspirat pe mine să scriu poezia asta? Știi, cu toții avem lucruri în viață cu care ne mândrim, altele de care nu ne amintim cu atât de mult drag. Și atunci, când pici așa într-o stare, uitându-te puțin în urmă, uitându-te în prezent, aruncându-ți ochii chiar și în viitor, te gândești, ele vin. Știi cum scriu poezii? Stau, de exemplu, nu știu, fac ordine prin casă și îmi vine câte un vers. Am tot timpul un pix la îndemână, merg și scriu versul respectiv. Îl trec acolo. Mai trece un timp, iar mai vine câte ceva, îl trec tot acolo. Super. Și la un moment dat mă așez cu foaia și cu pixul în față și le pun cap la cap. Și atunci ele aproape vin singure. Draga mea, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. A trecut o oră, ți-au trecut emoțiile și de acum și oboseala și tot ce acum mai vrei. Da. Promit că te mai invităm la noi în emisiune. Îți mulțumesc tare mult și pentru flori. Vreau să le mulțumești tuturor care s-au îngrijit așa de bucuria asta mea pe care o simt acum. Poate să le mulțumesc și personal. Draga mea, îți urăm mult succes în continuare. Doamne, și te mai așteptăm pe la noi. Doamne ajută, vă mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. Noi ne revedem miercuri de la ora 11, unde vom cunoaște povestea unui alt artist ieșean. Până atunci, rămâneți alături de colega mea Roxana Caremani, care imediat, acum la ora 12, îl va avea invitat pe Ilan Laufer, fondator al Platformei Social Liberale. Credeți în visele voastre și luptați pentru ele. Toate cele bune!